Cea mai veche biserică armenească din Europa se află la Botoșani. Primul dealer de automobile din Moldova, sau că denumirea de grânarul bătrânului continent vine de la armenii botoșeneni, așa poate fi sintetizat turul organizat în weekendul trecut. Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Botoșani și Uniunea Armenilor din România au organizat un tur prin cartierul armenesc, ocazie cu care cei interesați au putut afla istorii interesante despre cei care au locuit în această zonă. Rusu, ghidul din partea centrului de informare, a condus grupul de turiști, dar a și prezentat istorii neștiute despre armenii care au locuit în municipiul Botoșani. Turul a început din dreptul casei Anchele, un armean foarte bogat și care a fost primul dealer de automobile din Moldova. Se spune că armeanul Corl Anchele era atât de bogat încât l-ar fi împrumutat cu bani chiar și pe Hitler. La începutul secolului 20, pe drumul care mergea de la Botoșan la Cernăuț, gonea primul automobil din Moldova. La volanul său se afla Carol Anchel, împreună cu fratele său Gogu, un automobil, un Ford tip T, mergea cu o viteză astronomică de 40 km/h. Și mai târziu, în perioada respectivă, oamenii bogați aveau nevoie de automobil, dădeau comandă, deci majoritatea automobilelor erau aduse pe bază de comandă din Germania. O altă istorie interesantă dezvăluită de Ionel Rusu este cea a familiei Goilav, care a hrănit aproximativ 10% din populația Germaniei în perioada interbelică. Se spune că de la acești armeni, mari producători de grâu, a ajuns să fie denumită România în perioada interbelică grânarul Europei. Ei au adus renumele de grânarul Europei, iar grâul roșu de pe Moșia în Ghilești era cerut în întreaga Europa. În 1913 plecau din gara Botoșani vagoane care alimentau populația Germaniei, deci câteva sute de vagoane cu grâu, porumb și ordoaică de pe Moșia Mengeleș, care era administrată de către familia Goila. Turul a fost încheiat cu prezentarea celei mai vechi biserici armenești din Europa, și anume Biserica Armeno-Gregoriană Sfânta Maria, cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Botoșani, situată pe strada armeană numărul 3. Biserica Sfânta Maria a fost reclădită pe temeliile unei vechi biserici armenești, construită de comunitate chiar înainte anului 1350. În timp, aceasta a suferit numeroase modificări. În anul 1526 a fost restaurată după pisania de la intrare. În 1551 a fost reconstruită după o dărâmare parțială de către domnitorul Ștefăniță Rareș, iar la 1775 se adaugă pridvorul, care ulterior devine pronaosul bisericii. În 1776 se adaugă turnul clopotelor, iar la 1826 se face o restaurare în întregime. Ultima restaurare a acestei biserici s-a încheiat recent, reușindu-se salvarea de la procesul de degradare și repunerea în valoare, fiind un câștig pentru întreg patrimoniul cultural al Botoșaniului. Cei care au participat la acest tur s-au declarat încântați de tot ce au văzut, dar mai ales de poveștile pe care nu le știau despre clădirile pe lângă care trec aproape în fiecare zi.